Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. M-ați tot întrebat de-a lungul timpului care sunt youtuberii tăi străini preferați când mai faci un top cu youtuberi, când îmi aduci sarmalele promise. Așa că astăzi luați de aici top 10 youtuberi străini la care mă uit, stați că nu găsesc textul că l-am pe telefon. Hai că l-am găsit. Bun. Așa că să începem. Vreau să trag asta din prima că sunt foarte mare leneș. Pro cu 10 avem PewDiePie. N-ar nevoie de nicio introducere. Am zis hai să-l pun direct pe locul 10. E cel mai popular. Sigur v-ați fi așteptat la el și oricum are cel mai mare canal. Du-te în pizda, mătii. Mai departe, un alt canal foarte popular, MrBeast. Dacă urmăriți youtuberii noștri din țară, ăștia de duzină care fac o grămadă de clipuri de-astea comerciale, sigur o să vedeți că multe clipuri de ale lor sunt copiate de la MrBeast. Chiar avem un român care copiază pe unul care copia fidel al lui MrBeast. Dar ce să faci, când ai creativitate, vezi și tu ce fac alții pe afară. Pe 8 avem un canal de cover-uri, 10 Second Sounds. Tipul face cover-uri chiar faine și vă recomand Psychosocial în stilul Linkin Park. Pe 7 avem alt canal bazat pe rocăreală, Magic Mike. Tipul ăsta nu face cover-uri, face niște edituri, nu prea știu cum să le... Chiar nu știu cum să le explic. Luați de aici și vedeți voi. This is their album, it is called We Are Not Your Kind. Here with the song... Shut up! Locul 6, Sins TV. Vi se pare cunoscut numele de Sins? Exact, este acel Sins, Johnny Sins, pornostarul nostru preferat, prezent în multe meme-uri, este și vlogger și chiar se pricepe foarte bine, face story time-uri, unboxing-uri, daily vlog-uri și travel vlog-uri. Știe să filmeze cu drona și are simțul umorului. Odată a făcut reclamă la un VPN și a zis: vrei să nu afle nimeni că te uiți și la celelalte filme ale mele? Yes, Boris! Păi se putea să nu avem ceva bazat pe Rusia? Life of Boris, cel mai tare gopnic. Pe locul 4 avem din nou niște rocăreală, combinată cu ceva heroină, speed, undeva pe acolo. Steve Terriberry. Tipul ăsta m-a motivat o leacă să mă apuc de chitară. Și acum probabil că te întreb de ce am zis mai devreme că are și niște droguri. Ei bine, uite aici niște secvențe cu el. This riff is in fact so easy, you could play it with a bag over your head. That riff was freaking easy! Hello guys. Welcome to my Q&A. Urcăm pe podium unde avem ceva bazat pe gaming. Radal sau Radal sau mă rog. Tipul e din Austria și face clipuri bazate pe GTA și are un skill de editat incredibil. You mean this? Pe locul 2 avem și ceva bazat pe wrestling, The Great One. La prima vedere pare un puțoi de maxim 15-16 ani, dar de fapt e de seamă cu bine, are și mașină și mai e și însurat. Tipul face în mare parte review la show-urile de wrestling, mai vorbește despre diferite zvonuri, gen semnează cu tare un contract acolo, pleacă ăla, se accidentează ăla, se întoarce ăla, bla bla bla. Mai face și câteva meme-uri destul de faine bazate pe wrestling. Good morning, everybody. Your people so soft and lazy. The ultimate farmer. Little naive farm boy. Country style. What's up?
Slappers. Pe primul loc, David 504. Canalul său este bazat în mare parte pe un singur lucru. Bass. Și o leacă de mimuri bazate pe bass. Tipul se cam inspiră de la PewDiePie, dar măcar o face cu bun simț. La prima vedere, pare că e ceva indian fără chef de viață, dar de fapt tipul italian și, deși are o editare simplă, face ca videorele sale să fie chiar amuzante. Leave your entries in the subreddit crows, and I'll watch submissions in the next episode of Why. Cam ăsta a fost și clipul. Vă aștept comentariile, spuneți acolo ce părere aveți de youtuberii pe care i-am menționat, pe cât îi știați, pe cât nu știați și ce youtuberi străini vă mai plac. Chiar sunt curios. Vă aștept în secțiunea comentarii. Până data viitoare, ciao les!